Exact, s-a simțit că cei de la UTA astăzi au fost mai buni ca noi, au avut mai multă determinare, cred că am început să jucăm de-abia după ce am luat golul, țin să-i felicit pe această care nu a făcut un joc bun, dar nu am înțeles pe Nea Viorița Leana, care eu consider foarte bun, din 55 de minute de pizza doua s-a jucat de timp 15 minute, a dat 10 minute de prânjit când a intrat ambulanța și s-a luat controlare foc, chiar apare un lucru el, dar a dat 10 minute când ambulanța s-a luat 5 de pătere. Asta nu am înțeles-o și atât. Noi am fost astăzi de subțiri, n-am făcut un joc bun, doar după 1-0 am încercat să pun în presiune, n-am pus o presiune foarte, foarte mare și ne pare o grăză înfrângerea, mai ales că vin după predicări la bun. Așa din punct de vedere tactic, mi s-a părut că ați fost foarte pregătiți în apărare. Nu întâmplătorul să vină în și în hype de pentru că v-ați apărat foarte bine după acolo, adică ați închis acolo ce era mai periculos. Otele, respectiv, Rareș Popi, au fost schimbat, însă ați câștigat foarte multe de el. Puțin supărați că s-a făcut diferența totuși acolo. Da, a fost un joc destul de închis. Nu au fost ocazii nici de parte, nici de cealaltă. Adică mă refer la ocazii mari, că am avut șutul ăla, câteva minci prin careu, dar nu au fost niște ce ocazii, într-adevăr, am apărat bine, dar cred că ambele echipe ne-am apărat bine. Diferența a fost acel penalti și cam ăsta a fost meciul. Noi am venit aici să jucăm, să ne facem treaba pe teren așa cum am făcut-o în fiecare meci, să punem în aplicare ceea ce am discutat cu Mr. Antrenorul. Nu ne-a ieșit așa de bine, dar defensiva ne-am făcut treaba bine. Cum a spus și dumneavoastră, se marca lucrul acesta. Nu au venit cu ocazia, au avut câteva cornere, dar am stat bine și la cornere, nu ne-au surprins cu nimica. Se întâmplă într-un joc să fie o fază fixă, să fie un penalti, asta face diferența uneori. La un joc cu astfel de miză, cam asta se așteaptă. Îmi pare rău pentru Rareș Pop ce s-a întâmplat, s-a tras puțin de timp prin prisma aceasta, dar nu-i vine nimănui, se poate întâmpla, ne bucurăm și sperăm că este bine. Dar țin să le trag un semnal de alarmă jucătorilor de la UTA că nu au fost foarte fair play. În multe situații așteptau scandal, ne înjurau și ne hărțuiau în așa fel încât să tragă de timp. Și pot să zic că nu așa se joacă fotbal. Noi am venit tot timpul să jucăm, nu ne-am apărat niciodată. Și fotbalul ne-a respectat. Noi am respectat fotbalul și fotbalul ne-a respectat. Ne-a ajutat și Dumnezeu. Am câștigat și în ultimele minute. Dar asta a fost. Asta a fost. Într-un fel, după ce trece, să zicem, ziua de astăzi, va trebui să vă reuniți, să vă gândiți ce trebuie să faceți în ultimele trei etape. Da. Așa cum e prisma clasa metrului aici, chiar adevărat, cu cel mai mult, pentru că nu sunt de lucru să nici. Știți bine că noi cu echipele bune am luat puncte, am bătut chiar aproape toate echipele care s-au bătut la play-off, ne facem treaba. Probabil uneori cu echipele care erau sub noi în clasament, nu pot să zic că mai slab valoric, pentru că este un campionat strâns, se vede și în play-off, se vede și în play-out. Noi cu echipele astea am scârțit puțin. Pot să zic așa pe total că noi ne pregătim de fiecare meci, jucăm cu plăcere, țin să cred că nu avem presiune, ne bucurăm de fotbal și așteptăm meciul următor. Acum este primul meci al lui în campionat și acasă, publicul entuziast, emulație. Dar am stat parcă prea jos. Cu toate astea, în afară de cornere, n-au existat ocazii din partea UTEI. Chiar noi am avut ceva faze periculoase în anumite momente, puteam scoate mai mult. Dar n-a fost un joc bun din partea noastră. Am jucat, să spunem așa, mai bine, punând presiune după ce am luat gol și poate pe o retragere a echipei gazdă. Mergem înainte. Sunt încă 3 meciuri, încă 9 puncte, nu este ușor. Într-adevăr, ne doream să câștigăm, cel puțin la nivel declarativ. Adică în cazul în care am fi câștigat, eram 99% salvat și de baraj. Dar probabil așa ne este scris să ne luptăm până în ultima etapă. Asta e viața, mergem înainte. Trebuie când ne-ai scontat, vreau să mă întreb dacă da, bine, pe timpul meu ca jucător, având un antrenor, jucam și alt sistem. Dar, într-adevăr, are jucătorul calitate și sigur le lasă libertatea de a juca cel puțin o fază ofensivă. Este foarte greu să schimbi multe lucruri într-un timp atât de scurt. Poate ca și eu, la nivel mental, la nivel tactic vis-a-vis de adversar,
În rest, așa mi s-a părut că le-a dat o libertate. Știu foarte bine, l-am avut antrenor, ca jucător ajungeai să ai o prospețime la meci și toată lumea își dorește lucrul ăsta. Mai mult decât îl felicit pentru victorie și le urez multă baftă pentru că e păcat de atmosfera care există aici. Am vrut să vă întreb, v-ați văzut într-un moment în spate de post, v-ați văzut cu meci arednic, cum ați spus, a fost fi close, cu porterii, cu regulație. Ați văzut de cel mai rău post? Nu, ăsta trebuia să întâlnim muta în play-out, adică nu e un moment și dacă nu se schimba antrenorul, probabil cu siguranță suporterii încurajau echipa, chiar dacă erau nemulțumiți de rezultatele anterioare. Nu, știam ce ne așteaptă, am spus-o și în sezonul regular, i-am simțit ca și atmosferă, am câștigat, meritat atunci, de data asta am pierdut, nu știu dacă meritam mai mult, pentru că până la urmă o greșeală am făcut. Asta e realitatea, o greșeală, penalti, gol, în rest n-au avut ocazii. Nu că am fi avut noi, dar un pic supărat pe băieți am fost că am jucat după ce am luat gol. Adică am jucat ce îmi doresc sau ce am jucat în multe momente în acest campionat. Crezi că procentarea de rezultate le-a dat cea mai mare determinare în cel de la UTA? Accidentare? Păi nu știu dacă a fost accidentare, s-a făcut rău. Ce s-a întâmplat? Da, nu este ușor sau tot întâmplă fel și fel de situații. Nu vreau să mă gândesc la tragedii, dar la vârsta pe care o are și efortul pe care îl face, jucând sau ca și under echipa stând în el, normal că oboseala și cred că până la urmă toată presiunea asta și-a spus cuvântul. Da? Îi doresc sănătate pentru că asta e cel mai important. Nici nu mai conta ce se întâmplă pe teren în momentul în care există o asemenea situație. Adică este dureros, am trăit pe pielea mea în Giulești o tragedie vis-a-vis de un adversar. Am văzut ce s-a întâmplat și pe la Dinamo cu Ekeng și da, asta nu e important ca el să fie bine și în rest. Bine, ce spus, lipotimie pe fond de stres, deci am văzut lipotimie pe fond de stres. Presiunea mare, cu toți o resimțim, normal. Mai ales UTA, pentru că era pe loc direct retrogradabil înainte de meciul ăsta și pe fond de efort. Da, până la urmă e bine că e tot în regulă și sper să-și revină cât de repede la nivel optim. Dar nu mai tare cum arată campionatul românesc în condițiile în care nu există interese, arbitrajele ciudate și puncte luate și dumneavoastră la pedea. Mă rog, dacă campionatul normal. Nu știu acum ce nu e campionat normal. S-au făcut greșeli, se fac greșeli și în arbitraj, și la cluburi, vis-a-vis de ce ni s-a întâmplat nou. Da. Mi-e foarte greu să vorbesc despre arbitraj. Am vorbit la momentul respectiv și am făcut-o decent. Da, sunt greșeli. Este prima dată când este implementat VAR-ul și cu VAR. Toți sunt nemulțumiri, dar să sperăm că nu vor mai fi și că de-aia nu va fi mai bine. În rest, multe nu sunt de spus. Acum nu e treaba mea ca antrenor să vorbesc, dar într-adevăr sunt situații în care ajungi în stare de a răbufni și acum nu e cazul.